Un atentat terorist sinucigaș a fost comis în orașul Medina din Arabia Saudită, aproape de locul în care este îngropat profetul Mohammed. 4 persoane au murit, fiind vorba de agenți de securitate care se aflau în proximitatea lăcașului de cult. Atentatul terorist a fost comis lângă moscheea profetului din Medina, locul în care este înhumat profetul Mohammed, una dintre figurile centrale ale lumii islamice. Este cel de-al treilea atac de acest gen care are loc în această perioadă în Arabia Saudită. Aceste acte de terorism au venit luni, în ziua premergătoare sfârșitului Ramadanului. Atentatul terorist a fost comis de un bărbat care a încercat să intre în moschee, însă nu a reușit. El și-a detonat încărcătura explozibilă pe care o avea asupra sa într-o parcare. 4 agenți de securitate care se aflau în proximitatea lăcașului de cult au murit. Medina este al doilea loc sfânt din lumea islamică după Mecca. Pe de altă parte, în zona de est a Arabiei Saudite, un alt atentator a vrut să comită un atac terorist la Qatif, însă a eșuat. Bărbatul a fost ucis. În Jeddah, un atentator sinucigaș s-a detonat în apropiere de consulatul american, rănind câțiva polițiști. Cel mai grav atentat terorist din ultima vreme a avut loc pe aeroportul Ataturk din Istanbul și s-a soldat cu moartea a 45 de oameni. ISIS a revendicat atentatul. În România, aproximativ 100.000 de credincioși de confesiune islamică sărbătoresc începând de astăzi, timp de 3 zile, Ramazan Bayramul, care marchează sfârșitul celor 30 de zile de post aspru, în care nu au avut voie să mănânce sau să bea apă de la răsăritul soarelui și până la apus. La fel ca în alți ani, câteva mii de musulmani s-au adunat pentru rugăciune azi dimineață de la ora 7 pe stadionul Dinamo București.